scrisele alea la mine. Acum ai obligat să vorbească limba, ce să fac. Dar pentru că asta mi-a dat acum, nu, aia am schis, v-am dat. Da, da, așa e. Vreau să citesc totul din cartea asta, deși eu nu sunt artist. De ce? Pentru că am luat un motto de la Popescu Spiridon, da, pe care îl știu foarte bine și am cer de la Târgu Jiu. Și această poezie a lui, la care l-a Doamne, dacă ești prieten, i-a fost dat puțin la unii suferințe. Și acum soția lui este bolnavă și pe urea. Și atunci vreau să citesc asta, că dânsul a fost pe text. Doamne, dacă mă iubești, vreau să nu mă pedepsești, doar să mă ferești de mine. Când nu vreau să fac un bine și să nu mă ispitești cu lucrările popești și să interpretări lumești. Doamne, dacă mă iubești, vreau să mă lovești mai mult când fac răul absolut. Și de tine nu ascult, luându-mi și acel minut, așa cum ai mai făcut cu Adam, atunci, de mult. Doamne, dacă mă iubești, vreau să întărești consemnul ce dă gândului îndemnul de a mă ascunde în mine când fac rău, nu când fac bine, dar să mă lași liber zborul ce a dat vieții în dar fiorul, până când nemărginirea îmi va înghiți iubirea. Felicitări!